Surse judiciare susțin că agresorii informatici ar aparține grupării proruse de hackeri de Dosia. Atacul ar fi vizat principalele instituții românești, precum Guvernul, Președinția și Ministerul de Externe român. Hackerii au postat un mesaj prin care au explicat că atacul lor e un răspuns față de atitudinea României în conflictul din Ucraina, dar și pentru găzduirea președintelui Zelenski pentru o zi în București. Mesajul e scris cu greșeli de exprimare în limba engleză și cu încercări de ironii la adresa președintelui Iohannis. Experții români ar fi interceptat câteva mesaje ale agresorilor și astfel au pregătit apărarea. În momentul în care amenințările au fost puse în practică, site-urile principalelor instituții guvernamentale, precum și cele al președinției și al Parlamentului, erau protejate. Intențiile atacatorilor nu au avut rezultatele așteptate de aceștia. Zilnic însă, instituțiile publice românești sunt ținte ale hackerilor. La nivel României vorbim de ordinul 10.000 de atacuri cibernetice, o mare varietate, unele rudimentare, semi-amatoristice, alte foarte sofisticate. Să nu fim naivi, dacă un actor statal sau o organizație infracțională își propune să atace o instituție, probabil că va fi un succes mai mic sau mai mare. Nu avem incidente majore, nu avem tranzacții financiare blocate, salariile se plătesc, datele cetățenilor sunt în siguranță, sunt în mâini competente, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe ureche. Specialiștii avertizează că, indiferent de nivelul de securitate cibernetică, un simplu click dat de un funcționar, într-un moment de neatenție sau din necunoaștere, poate infecta și bloca întregul sistem al unei instituții. În zona instituțională, într-adevăr, sunt rețele care sunt în joc, e o imagine publică care e în joc și așa mai departe. Deci cu atât mai mult ar trebui investit în această conștientizare a problemei. Investițiile în cyber security în zona administrației publice. Trebuie să fie făcută permanent, nu face azi și luăm o pauză. Ori lucrurile astea trebuie înțelese la nivel înalt politic. Experții mai spun că România are nevoie de o strategie clară de securitate cibernetică.